Vă salut, nu știu cât se vede acolo, este un corcoduș care a început să înflorească. Ia. E, nu mă duc până acolo că e la vecinul în curte și nu pot eu să mă duc să filmez acolo. Ca altul nu am ce mai aproape. A început așa 30% să zic. Albinuța vine la apă. Semn că are puiet. Și acum să mergem aici. Să vedem ce zborau ele. Afară este înnorat, dar totuși este cald. Zboară frumos și el. Uite așa. Adună polenaj, dar nu dă speriat. Încă n-am pus colectoarele. Poate le pun în seara asta să obișnuiască cu ele. Iar acum să vedem ce se întâmplă pe aici. Deci au trecut 2 zile. Eu i-am pus la stupul ăsta lui Oprea o ramă de trântor. Cu celule de trântor. Ca să vedem dacă au ouat-o. Doar la rama aia vreau să mă uit. Nu era neapărat acum să mă uit, dar am zis, hai să vedem în 2 zile. Siropelul l-a luat de aici. Ia să vedem. Ai vrut să vii aici? Are genuțul? Ca să știu și eu ce fac cu tine. Ia. Ha, du-te acasă. În momentul ăsta e albină multă, a ieșit afară. Ce am făcut, mă? N-am notat și eu rama aia, care? Bravo, Costine, unde era rama de trânturi? Nu știu, o fi asta? Iată, mă, n-am notat-o și eu, băi, atisteți, nu? Sau o fi asta? Asta e. Ia să vedem ce a făcut el aici. Ia să mă uit cu lanterna, că nu văd așa. Băi, nu văd, stau să pun ochelari. Trebuia să mă pregătesc eu cu ochelari de înainte. Albina văd că a venit aici, da. O fi ouat-o? Hai că băgăm ochelare, bă, tată. Bă, ochii nu mai ne ajută. Ia să vedem. Băi, celula e curățată, dar nu e ouat. Nu este încă ouat. Deci încă nu a venit să ouă, dar e curățată celula, lucește. Nici Regina nu o văd pe aici. He. Mai lăsăm așa. Ne mai uităm peste 4-5 zile. Din momentul în care ouă rama asta, durează 24 de zile până vor eproza trântorii și mai durează încă 20 de zile până vor fi ei, chiar 25 de zile până vor fi buni de împerechere. Face socoteala ce înseamnă. Asta înseamnă deja pe vreo 10 mai de-abia sunt apte în perechere. Adică eu Regine trebuie să fac ca să mă eclozeze cam pe, să zicem, 1 mai 5 mai așa, ca să vedem rezultate bune. Păi,
La stupul ăsta am pus o foiță și la ăsta o foiță. Ne uităm și la alea. Acum două zile am pus. Două zile în urmă. Hai să vedem dacă a clădit. Ia să vedem. Ia, siropelul l-a luat. Deci eu am pus siropel ca să înclădească foița. Ia să vedem, doctor. Tu ai făcut treaba. Ia să vedem noi aici. Uite foița. Asta e. Ramă nouă. Am văzut eu că avea albină multă. Ia să vedem. Poți tu să faci chestia asta? Să-mi arăți tu acum că ești vrenic. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă minunăție, frate. Cred că sunt primul care am pus foiță la clădit. Ia uitați, m-a clădit-o sau nu? O vedeți? Iti, o frumusețe. Ah, a ce mai înțepat-o mai acum. Bă, băiatul, o frumusețe, ia. A venit și cu ouatul? N-a venit. Deci clădită mai mult de jumate celular, mai fi puțin el așa de clădit. Chiar nu mă așteptam în două zile, uite. O frumusețe. El se bucură, când le dai de lucru, se bucură. Uite, jos aici mi-a stricat. Acea stricam acolo, a rost puțin lângă sârma aia. Dar în rest e clădită bine cu celulă de lucrătoare. Bravo, tată! După cum vedeți, albină foarte multe pe la noi. Așa. Le punem podișorul. Hai să ne uităm și la celălalt. Eu zic că în câteva zile o să și vină cu ouatul acolo, că îi place să vină cu primăvara acolo să o... Așa. Hai să ne uităm și la asta de jos, că și l-ăsta am pus, uite aici, uite, 22. Știți că am scris pe ea. Ia să vedem cum punem cu camera asta aici, uite așa. Hai să-mi pun și eu scăunelul ăsta, cică. Ia, tu ai luat siropelul? Tot. Bravo, bă, tată! Dacă l-a luat, e un semn bun, înseamnă că o fi clădit el aici, nu? Ia să vedem. Păi știți ce să fac azi? Care e mai bun așa? E, bag foiță. Să muncească, tată, pe da ce? După aia? După aia? Toată iarna te-am ținut la căldură. M-a avut grijă de tine. Pune mâna la treabă. Trebuie să adun polen. Zice unii că roiește stupul. Păi dacă nu-i dai de lucru, bă, tată, cum să nu roiască? Hai dăm foițe. Hai dăm să adune polen. Dacă se dezvoltă mai tare, facem roi din el. E foarte ușor. Știi ce înseamnă? Foarte ușor. Normal, nu vorbim de cei care au sute de stupi, acolo e mai greu de gestionat situația. Mă, dar înțeleg, mă, vreau să mă uit și eu la rama asta, nu mă lași? Na, na, uite așa, mă lași? Vreau să pui mâna pe ramă, mă înțeleg. Uite asta. 2022. Ia, uitați-vă frumusețe aici. Ehehei. Tot cam așa e clădită, mai are puțin să o termine. Ia să vedem, a venit cu ouatul aici? N-a venit, dar la fel celula e curată, deci oricând poate să vină regina aici să depună puiet. Nu știu dacă o vedeți acolo, eu zic că se vede. E clădită, uite, până jos, da? Frumos. Uite, ăsta n-a mai stricat-o. Ia ce frumos. Așa te vreau, bă, tată.
Ar fi mers acum să-i mai dau una, da. Îl mai las puțin așa, să nu se supere. Îi dăm prea mult de muncă. Mai lăsăm mașinița. De mâine punem colectorul. Dacă aveam eu pătuți așa în zecerea mea, nu era bine? Ia ziceți, nu era bine oare? Era, da, uite că nu sunt toți așa. Astea scuturi, uite ce se întâmplă pe dedesubt, sub dănitor, e albin așa. Și dacă eu pun acolo, o strivesc. O scutură afară. Așa, am scuturat albine, uite. Și acum putem să punem aici. Deci, după cum ați observat, au clădit foițele. Da, ne orientăm la stupii mai buni și asta fac acum. O să le pun, o să mai pun niște foiți. Ia uitați-vă ce am eu aici. Frumos? Noi nouți. Ia uitați-vă ce fac. 22. Adică anul 2022. Ah, ce urât scriu că se mișcă rama. De ce scriu într-o parte? Vă spun. Aș putea să scriu la jumate sau... Chestie simplă. Că atunci când scot rama din stup, știu că vine așa pusă, să nu întorc invers. Înțeles? Deci când umblu într-o familie, uite cum e asta, da? Peste un an sau știu eu când. Deci știu că în capătul ăsta scrie 22. Că dacă aș întorce invers, e scrisul invers și e în capătul celălalt. Și atunci eu când scot rama, știu că normal trebuie să-mi vină aici cu numărul scris. Numai dacă vreau eu să o întorc special invers, atunci o întorc. Bun, și acum mai băgăm niște foițe. La clădit. Ia să-l dă studio pe ăsta. Ia să vedem. Deci dacă vrea să clădească, eu trebuie să le dau de lucru. De asta am probat întâi. Ca să fiu sigur că îmi clădește bine. Ați văzut că nu le strică, le clădește frumos. Ai luat siropul, l-ai luat. Da, bun. Ia să vedem aici. Oh. Uite așa. Dar cu minte. Eu sunt, ce vă speriați așa? Mai mă cunoașteți? 2, 4, 6, 8 ramele astea. Dar îi scot diafragma. Nu îi mai trebuie la așa ceva. În momentul ăsta să țineți cont că cel puțin două rame de albine ieșite afară. La culesul ăsta de pole. Așa. Și ne ducem la ultima ramă. Să vedem care e aia. Adică după puiet. Ia să vedem aici. Asta încă nu văd puiet aici. O dăm așa. Mergem aici. Și găsim puiet aici. Bun. Albine destulă. Urma ce bidonașul. Deci să bucure la cu care de lucru. Uite așa. Să zică cineva acum că e grea apicultura ta. Am pus o foiță.
Ia să vedem, unde mai acum? Hai să mergem și aia să vădă ce e aici. Ia uite, uite că a construit un făguraș. Domnul Șelule, vedeți acolo făguraș? Eh, cum să nu-i pui foițelul ăsta? Singur spune că vrea. Mă, frumosule, moțe, ai făcut-o acolo făguraș? Doi făgurași ai făcut. Vrănicuțule. Deci îi dau exact ce vrea el acum. Vrea să clădească, de clădit îi dăm. Ia să vedem ce are el aici. Ultima ramă, ia uitați-vă la cum stă albina. Ia uitați-vă ce aici. Mă, frumoaselor, bă, stați așa straturi, așa vă place, bă. A, uitați-vă ce e aici, mă, din asta zici că îți vine să faci un roi din ea, uite. Dacă aveam o regină acum, uite, ia ce e aici. Frumușelelor! O să pun eu rama asta. E grea, că e și cu miere. Bun, ia să mai vede aici. Dacă se vede. Hai să vedeți ce a făcut el. Cum îmi spune el mie că vrea să îi dau o foiță. Uite așa. Vezi ce a făcut el aici. Un făguraș mic. Hop. Dacă eu nu veneam acum să îi pun foiță, clădea pe aici de mă nebunea. Alt făguraș. Altul mai jos. Eu. Vine băiatul acum să vă ajute. Ia. Hai să vedem unde e puietul. Ia să vedem. Avem puiet aici. Ia uite, regina aici. Deci a venit aici cu oatul. Bun. Lăsăm rama asta așa. Și după rama asta. Dar trebuie să vă arăt și nițel puietul, nu? Ia. Dacă tot l-am deschis. Deci regina e pe rama asta, iar pe asta sigur trebuie să fie puiet aici. Ia uitați-vă frumusețea aici. 29 martie. Ia uitați-vă tata aici frumusețe. Placă de puiet. Vedeți aici frumusețe? Vă place? Așa, să o filmăm mai de aproape, că e chiar frumoasă tare. A, uitați-vă frumusețea aici, tata. Frumusețe. 29 martie. Pe partea asta, la fel. E, o ramă de asta are 8, chiar 9 decimetri. Mai scoatem una, mă, că prea frumoasă a fost aia, nu? Ia să vedem aici. O, uite, băgase și trântorii. Mă, frumoaselor, mă, mă. Băga și trântorașii aici sus. Ia uite ce e aici. Larvar totul până în jos, tată, până în colț. Ia uite ce e aici. Larvar toată. A ieșit rama cealaltă, nu mai scurt. Gata, cred că v-ați convins că merge treaba bine. Asta înseamnă că n-ai albină tânără în stup și are cine să crească puiet. Albina aia de iarnă nu putea să crească atâta puiet. Uite aici ai pun foița. Ia. Deci cred că v-am convins că vă demonstrez practic și că poate să clădească acum, chiar dacă n-au înflorit pomincă. V-am arătat că singur își clădea acolo niște făgurași. Adică chiar îi place să facă chestia asta și poate să facă. Deci eu nu-l forțez acum fără rost. Deci chiar lui îi place treaba asta, să clădească. Așa. Rama asta era ultima, nu? Albinuță e destulă. Uite ce e aici. Uitați-vă ce frumuseții aici. Cum bag eu rama asta? Acum că mi-e că strivesc albina asta. Mă, frumoaselor, mă, ce fac eu cu voia?
Vă dau așa ușor al jos? Haide. Știți că eu n-apăs pe delta acum, dau foarte ușor. Așa. Bă, că e și cu minte albină, ești? A, regină de la... Regină făcută de mine. Am sfârșit, am făcut și eu regină. Și vă luăm pasta ultima și l-am făcut în 10 rame. Bun. Părișorul. Deci în 2 zile mi-a clădit foița. Posibil în 3-4 zile să fie și ouat. Uite, poate nu mă credeți. Uite, regină de la Rotim 2021. Așa. Mai băgăm foițe? Uite că mai am unul aici de la Oprea. Care văd că arată frumos. Ia să vedem. Ia să vedem, mă, frumosule. Tu ce e cu tine aici? Vrei să clădești și tu o foiță? Uitați. Ia să că ăsta are diafragma aici și o ramă după diafragma, dar este ceva albinuț aici. Deci el are 2, 4, 6, 7 rame și cu asta după diafragma 8. Hai să vedem așa densitatea albinei. Dacă se merită să-i băgăm sau nu. Îi băgăm la oricare. E? Ia să vedem aici, e o oață, eu nu văd aici dacă e o oată. Nu e bă oată, cred că e aici. Nu se vede. De ce faci, bă, mă faci de râs? Parcă nu i-aș băga lui ăsta, nu mi se pare chiar așa populat. Regina este aici. A luat-o la rând, așa frumos. Ia uite. Aute reginuța acolo. Frumosico! Autați-vă cât era mare el aici cu puiet. Plină. Aute ce aici. Dar var și căpăcit. Ea vrea să termine rama asta bine și pe urmă trece la următoare. Nu, mi se pare mai slăbuț nițel. Parcă nu i-aș pune foiță. Voi ce ziceți? Să-i punem sau să nu-i punem? Îi dau rama asta așa, care urmează să vină cu oatul pe ea. Totuși îi pun. Totuși îi pun. Am flores pomii acum. Am văzut eu că are putere să clădească. Am arătat deci la 2 stup că a clădit. Deci, noi am spart cuibul, asta vine cu ouatul, poate o fi început, dar n-am observat eu nițel, și urmează foița. Uite, cam așa. Trebuie să țineți cont de un aspect, eu am cald aici în camion, să mențin o temperatură constantă, deci nu sunt la temperatura de afară. La aia de afară nu le pun foițe acum. Contează și chestia asta. Adică eu și noaptea am aici o temperatură de plus 15 grade, tot am. Așa, ia să ne mai punem la vreun. Să
Siropul a luat, un semn bun. Uleu, ce bine de aici. Nu fugi, stai acolo. Ia să vedem aici. Merită să-i dăm sau nu merită? Două, patru, șase, opt rame. Ultima ramă. O vedem acum. Ia uitați-vă cum stă. Și am bine acum ieșit afară, da? A cules. Bun, mergem aici, mai în centru. Ia să vedem, a trecut aici cu puietul. Trebuie să știți că m-am frânat tare gerul ăla pe mine. Chiar că am avut pe camion aici, n-a vrut să mai ore genele. Acum dacă la alții pleacă bine, nu știu, la mine a mers rău. Cât a fost frigul ăla. Deci normal de vreo 10 zile așa am început cu puietul. Chiar mai puțin. Ia, a venit aici cu o oată? Da, este o oată. Bravo, tată. Deci aici e o oată. Avem și Regina aici. Nu știu dacă se vede, uite aici. Bă, dar ce Regina e asta, bă? Are număr pe ea, bă, băiatule, numărul 8. Aaa, șmecherie, tată, numărul 8. De unde e asta? De la Oprea. Fii atent, are numărul 8 pe ea. Și am băgat-o în stupul numărul 8. Da, așa, dacă are... Ha, hai să mai vedem una cu puiet. Ia să vedem. Are puiețel? Ia uitați-vă frumusețe aici. Oprea, dacă te uiți aici, aute, reginuța ta ce frumos bate. Le bate pe toate, aute ce e aici. Placa de puiet. Nu mai spui pe cealaltă, că trebuie să fie la fel și aia. Asta de aici. Am văzut că era o oată. O dăm așa. Asta la antenare cum să mai fie, dacă aia era o oată. Și băgăm aici o foiță. Uite, mă, stai pe delta mea și mă înțepi. Uite așa. Gata. Hai că zic și eu vorba aia. Dacă v-a plăcut, dați un like. Zice. Un like și un comentariu. Păi gata, că am filmat destul. Chiar dacă e să mai pun foiță, uite, și ăsta la întâi bun de aici. 2, 4, 6, 8 rame. Dar am filmat destul. Mai avem foițe, nu e problemă. Foițe sunt destule. Avem făcute destule foițe. Uite, cam asta e situația la mine. Eu nu știu, parcă v-am arătat afară că zboară și ele. Cerul e cam înnorat, așa nu e chiar senin. Dar ele zboară frumos și uite. Ia să vă arăt eu aici. Uite. Uite ce frumos zboară ele. Frumos și ele lor. N-am abundență mare de polen. Ia să încerc eu să dau aici zoom pe ele. Uite la asta. Uite, a intrat una, două, trei. Acum intră așa cam la fiecare secundă, la 2 secunde, vedeți? Uite,
Dar nu e îngrămădeală cu polen, să zici că, bă, să îngrămădesc. Nu, mai rămân așa până colectăm, mai le lăsăm. Așa, hai să ne mai uităm la o chestie, dacă tot am filmat, până închid. Cred că v-am arătat eu că am pus hrănitoarele, nu? Cred că am pus filmare. Hai să vedem dacă s-a înnecat în hrănitoare. Să vedem dacă a luat siropul. Nu e cel mai bine când arătăm practic. Că dacă v-ați zice acum, a luat siropul și nu s-a înneacă în hrănitoare. Mă credeți sau nu? Hai să vedem. Ia uitați-vă, l-a luat. E gol și nicio albină moartă acolo. Și eu, roade la diafragmă. Stai acolo, nu mai. Că nu-ți dau rama acum. Ia să vedem. A clădit cumva vreun făguraș de hrănitor? Dacă nu se vede. Acolo a clădit? N-a clădit. Stai așa atunci. Uite că dă ușoare apicultură. Când ai clădit tu acolo făguraș, atunci te cred. Te cred că o să-ți dau o ramă. O faci tu de capul tău așa. Chit că roade diafragma aia, s-o roade toată. Ia să vedem aici. Ia uite cum coboară asta cu viteză. Deci am dat sirop, atenție. Și uitați cum se duce în jos, cu viteză. Ce înțelegem, da? Că consumă mai mult decât îi dau eu. Da? Adică nu-și face rezervă din ceea ce îi dau eu. El consumă și din ce mai are el acolo, coroniță. Cred că sunt destul de... Înțeles, nu? Bun. Cam asta e pe la mine. Sănătate și numai bine.